Transferul lui Tatu rezolvă una dintre problemele Stelei în linia ofensivă, datorită faptului că acesta poate să evolueze atât în spatele unui vârf împins, cât și în banda dreaptă. Prin aducerea lui Tatu, Reghecaf poate avea mai multe opțiuni pentru atacul roșalbaștrilor. Cotat la 900.000 de euro, Tatu a fost criticat în precedenta experiență la Steaua pentru eficacitatea redusă în fața porții, însă a fost extrem de apreciat de tehnicienii cu care a lucrat pentru modul în care se pune în slujba echipei. Cel mai probabil, Tatu va fi privit drept o variantă de rezervă, iar ofensiva Stelei va fi formată din Kipciu, Rusescu, Tănase și Nicolici, dar Reghe va avea suficiente variante de a muta în timpul meciurilor. Fanii nu sunt tocmai încântați de readucerea atacantului brazilian, având în vedere că militarii duc încă lipsa unui vârf de careu autentic.